În fotografiile care s-au viralizat pe Facebook se vede clar cum o barcă cu motor care avea la bord mai mulți turiști intră cu viteză într-un stol de pelicani într-o arie protejată a deltei. Imaginile au stârnit rapid indignarea oamenilor care califică gestul drept o rușine și le cer autorităților să ia măsuri, printre care se numără și ridicarea licenței de transport pentru cel în cauză. Proprietarul firmei care deține embarcațiunea și-a cerut scuze public și a declarat că șoferul a fost concediat. Ce explicații sunt? Credeți că la noi se găsesc conducători pe toate drumurile? Ei sunt plătiți la curs, a venit, l-ai certat, a plecat la altul. Ce credeți că se întâmplă? Toată mizeria o trag eu, nu conducătorul sau altcineva. Ce vezi? S-au luat măsuri, de ce fel a fost dat afară? Delta Dunării este paradisul pelicanilor de mai bine de 100 de ani. La ultimul recensământ efectuat în 2018, biologii au identificat 657 de exemplare, ceea ce situează Delta Românească pe locul secund între coloniile de pelicani din Europa, după Prespa din Grecia. Păsări de oaie care, atunci când sunt speriate cu embarcațiuni, își părăsesc locul de cuibărire, e primăvară. Acum au pui, au cuiburi făcute. Ei când stau în anumit loc, nu stau degeaba. Orică este pește, orică au cuiburi în apropiere. Incidentul a deschis și o discuție mai veche despre embarcațiunile de mare viteză care circulă pe canalele și lacurile Deltei. Asociația de Management a Destinației Turistice Delta Dunării atrage atenția că excursiile de o zi în Delta Dunării cu embarcațiuni rapide afectează atât fauna cât și mediul și le-a calificat drept toxice pentru natură. Și asta pentru că, din dorința de a le arăta turiștilor cât mai mult din frumusețile Deltei, barcagii nu mai țin cont de nicio regulă. Din păcate ne situăm în fața unei situații deranjante pentru turismul deltaic, pentru Delta Dunării în general. Sunt situații care au apărut anul trecut, văd că continuă și în acest an, mai exact o conducător de șalupe, cu șalupe care merg cu viteze foarte mari pe canalele Deltei, intră în colonii de păsări pentru a face poza vieții. Sunt aspecte care nu sunt dezirabile pentru Delta. Ca urmare a măsurilor care vor fi luate în perioada următoare, să reducem astfel de evenimente. Motoarele cu mai mult de 20 de cai putere ar trebui interzise pe lacuri, spune unul dintre cei care a comentat pozele apărute online, în timp ce altul cere răbdare și mai mulți oameni ai legii care să țină fenomenul sub control.